Oamenii lui Dumnezeu, o să citim un pasaj din Scriptură și o să spun o predică mai scurtuță și o să citim din 2 Samuel, capitolul 9. 2 Samuel, capitolul 9, începând cu versetul 1. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Siba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Siba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai e nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Siba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Siba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David. A căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Mefiboset. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme. Căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Siba, slujitorul lui Saul, și i-a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Siba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robul său. Și Mefiboset a mâncat la casa lui David ca unul dintre fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Siba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Amin. Mulțumesc. Reașezați-vă. Oamenii lui Dumnezeu, serviciul acesta este special. Este special pentru că este sărbătoare și, în general, sărbătorile fac din ziua în care se întâmplă o zi specială. Așa se întâmplă la evenimentele personale, familiale, de biserică și așa mai departe. Sărbătoarea aceasta este națională, chiar dacă nu este astăzi Thanksgiving, și pune în evidență nevoia de a fi mulțumitori, recunoscători, de a mulțumi, de a recunoaște. Asta presupune o stare de împăcat cu tine. Când omul este împăcat cu el, este mulțumitor. Când omul nu este împăcat cu el, orice ar avea, nu este mulțumitor și nu este bucuros. Am citit pasajul acesta pentru că pune în evidență o atitudine de-a dreptul remarcabilă din partea unuia dintre cei mai mari împărați ai monarhiei evreiești, David, un om care a trecut prin multe experiențe de tot felul. A fost un om încercat, iubit de Dumnezeu și binecuvântat. A fost un om care a trecut prin multă suferință și suferința a venit din zona familiei lui. Când îți pierzi integritatea, zona care suferă este familia. Nu atât de mult biserica, familia. Pentru că atunci când copiii și cei din casă nu te mai respectă, nu mai au reper și niciun model pe care să-l urmeze. Uitându-ne în Scriptură, în pasajul acesta pe care l-am citit astăzi, având intenția să spun o scurtă predică, observăm faptul că David s-a gândit cum să-și organizeze țara. El a domnit 40 de ani. A avut o expansiune foarte puternică, evidentă. A trecut printr-o primă parte a domniei, avându-l coregent pe Saul, socru său, care n-a vrut să se dea la o parte de pe tron. Au fost angrei. Dar și-a găsit liniștea până la urmă. Socrul lui a murit, dar a murit împreună cu fiul său, un om de toată isprava, Ionatan. Ionatan, cel mai bun prieten al lui David.
Este ciudat că tatăl lui Ionatan îl ura pe David, în timp ce fiul lui Saul îl iubea pe David. Adică tată și fiul. Tatăl îl ura și fiul îl iubea. Pe aceeași persoană. Și noi suntem la fel. Iubiți de unii și urâți de alții. Așa e în viața asta. Nu te plac toți oamenii. De ce e greu de răspuns? Uneori nici nu există răspuns. Observați, vă rog, că în timpul în care lui David i-a mers bine și a adus aminte de binele făcut. A recunoscut că cineva, cândva, i-a făcut bine. Cine era acest cineva? Ionatan. Ionatan l-a scos din mâna tatălui lui, care vrea să-l omoare pe David. Și avea o relație foarte strânsă cu David, o relație de prietenie, erau colegi de arme, chiar dacă unul era fiul de împărat, iar altul era un ciobănaș, dar pe care Dumnezeu l-a ridicat și acum era împărat de-a binelea. Ionatan a manifestat o prietenie de-a dreptul ideală. A ținut mult la David și la un moment dat, când l-a ajutat mult pe David, s-a simțit îndreptățit să-i ceară ceva. Și știți ce i-a cerut? Am să vă citesc. 1 Samuel. Dacă voi mai trăi să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului și dacă voi muri, să nu îndepărtezi niciodată bunătatea ta față de casa mea. Chiar dacă Domnul va nimici pe fiecare dintre vrăjmașii lui David pe fața pământului, făcea referire la tatăl lui, căci Ionatan a făcut legământul acesta cu casa lui David, Domnul să răzbune pe vrăjmașii lui David. Observați ce se roagă omul ăsta. Dacă voi mai trăi, să te porți cu mine, cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Dar dacă voi muri, eu nu o să mai fiu aici. Te rog să fii bun cu casa mea. Toți oamenii mor într-o zi. Dar când plecăm, una dintre grijuri este ce se va întâmpla cu familia mea, copiii mei, soția sau soțul care rămân în urmă. Și omul acesta a prezentat alternativa că o să trăiască și a spus să fii bun cu mine. Cu alte cuvinte, eu știu că tu vei ajunge mare, foarte mare. Atunci să fii bun cu mine. Eu nu o să mai fiu mare și eu sunt fiul dușmanului tău. Și o să mă vezi prin prisma lui tata. Te rog să nu faci asta. Dar dacă eu nu o să mai fiu, să te rog frumos să ai milă de casa mea, de urmașii mei. Și a murit. A murit împreună cu tatăl lui. A murit în război cu filistenii. A murit pe neașteptate. Și David s-a trezit și fără dușman și fără prieten. Dușmanul tată-s-o și prietenul fiu-s-o. Și acum David era liniștit și își aduce aminte de ce l-a rugat Ionatan. Să ai grijă de urmașii mei. Eu nu o să mai fiu, dar tu ești prietenul meu, să devii un tată pentru ei. Și David se ridică și spune, mai este cineva din casa lui Ionatan? Există supraviețuitori? Da. Cine? Are un băiat care de 15 ani stă ascuns. La vârsta de 5 ani a avut un accident. Doica, care fugea cu el în brațe într-un eveniment foarte dramatic, a căzut și a rupt picioarele și a rămas cu handicap. Adică nu putea să meargă, nu-și putea folosi picioarele. Și după 15 ani, la vârsta de 20 de ani, David întreabă, mai e cineva din casa lui Saul? Și cei care cunoșteau istoria și oamenii au spus, da, mai este o persoană, dar are handicap, nu merge. Și David spune, chemați-l la mine. Observați, totul a început de la amintire. De ce ne aducem noi aminte? Noi ne aducem aminte de ce ne place nouă, nu de ce place altora. David și-a adus aminte și de ce place altora. Când ești om, te poți gândi și la alții. David s-a gândit și la alții. Și în primul rând s-a gândit la prietenul lui. Prietenia pentru David
a fost o chestiune de onoare. Aveți prieteni? Sigur. Este și onoarea prezentă sau numai prietenia? Omul ăsta și-a adus aminte că prietenul lui, înainte să moară, i-a făcut o rugăminte. Și pur și simplu a făcut un proiect din treaba asta. A făcut un proiect din treaba asta. Dar totul a plecat de la și-a adus aminte. Asta înseamnă amintirea binelui făcut. Ți-a făcut cineva vreodată bine? Dacă da, e bine să-ți aduci aminte din când în când, să faci o rugăciune, să îl lași să vadă și să înțeleagă că n-ai uitat binele care ți l-a făcut. S-ar putea să nu reușim întotdeauna să excelăm la capitolul ăsta, dar se cade să facem treaba asta din ce în ce mai bine. Apoi, pe lângă amintirea binelui făcut, observăm inițiativa recunoștinței. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul? Vreau să-i fac bine. De ce? Din pricina lui Ionatan. Avea un motiv. Din pricina lui Ionatan. Nu mai este nimeni ca să mă port cu el ca o bunătate cu bunătatea lui Dumnezeu. De unde a luat David această expresie ca o bunătate după bunătatea lui Dumnezeu? De la Ionatan. Ionatan a spus primul treaba asta. Să te porți cu urmașii mei cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. David și-a adus aminte și în cinstea prieteniei lui. Vedeți caracterul. Observați caracterul. Nimeni n-a putut iniția proiectul ăsta, doar caracterul. Doar prietenia autentică. Doar omenia din David. Doar bărbatul ăsta fidel și loial. Și-a adus aminte că are o datorie la prietenul lui care i-a salvat viața. La o persoană care s-a pus rău cu taică-so pentru ca să poată fi loial față de el. Ce n-am dat să avem un astfel de prieten fiecare? Aud o grămadă de oameni dezamăgiți, i-am spus și eu ceva și m-a spus la toată lumea. Sau când am ajuns într-o situație mai complicată s-a făcut că nu mai mă cunoaște. Sau, și exemplele pot continua. Amintirea binelui făcut conduce la inițiativa recunoștinței. Și David a creat un proiect și Mefiboset, așa, fără picioare, o fi avut niște cârje sau eu știu cum l-or fi adus acolo în brațe și a ajuns înaintea lui. Ce credeți că a trecut prin mintea lui Mefiboset când a auzit că David îl caută? Bunicul murise, tata murise. Nu mai era decât el, reprezentantul dușmăniei bunicului lui. S-a gândit că David vrea să se răzbune pe toți urmașii lui Saul. Și el era printre singuri. Știa că o să moară. Priviți, vă rog, ce a făcut când a ajuns în fața lui David. Se poate observa de aici. Versetul 6. A căzut cu fața la pământ și s-a închinat. Gesturile astea amândouă cer milă. Sunt gesturi de umilință, sunt gesturi de prăbușire, gesturi care invocă mila, bunătatea, iertarea. Căzu cu fața la pământ și s-a închinat. Îmi veți spune, era obișnuit în vremea aceea să se facă lucrul ăsta? Da, este adevărat, era obișnuit. Dar când Biblia menționează lucrul acesta, îl menționează ca să ne spună că omului ăluia i-a fost o mare frică. Dar vedem frica lui Mefiboset nu doar din acțiunile lui, și din răspunsul lui David. David, știți ce a zis? Nu te teme, fii liniștit. Cu alte cuvinte, știu că te-ai gândit că vreau să te omor, dar să n-ai nicio grijă, că nu o să te omor. Eu nu te-am chemat aici ca să te pedepsesc pentru bunicul tău. Eu vreau să-ți fac bine. Știți pe cineva care face bine unui dușman din ăsta serios? V-a chemat vreunul dintre dușmanii dumneavoastră la masă în ultimii 200 de ani? Nu. De ce nu ne cheamă dușmanii la masă? Fiindcă nu vor să ne vadă. Când ne vede, le crește tensiunea. Ei, omul ăsta
și a propus să-i facă bine dușmanului lui. De ce? Pentru că David a fost un anumit tip de om și pentru că loialitatea lui, loialitatea caracterului lui, l-a obligat să considere prietenia cu Ionatan și cerința lui Ionatan. Aveți prieteni, ei știu că sunteți prietenii lor. Le faceți bine prietenilor dumneavoastră? Angajamentul recunoștinței. David i-a zis, nu te teme, vreau să îți fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Dar nu vrei să-mi faci rău din pricina bunicului meu Saul? Nu. Eu nu mă uit la bunicul tău Saul, pentru că ți-aș tăia capul. Mă uit la tatăl tău Ionatan și o să-ți fac bine. Ce fel de bine? Vreau să vă întreb, dacă ați fi fost în locul lui David, ce bine i-aș fi făcut? Vă spun ce i-aș fi făcut eu. I-aș fi făcut o pensie. I-aș fi dat $1,500 pe lună sau $2,000 pe lună ca să se întrețină, să-și cumpere leacuri, medicamente, să aibă mâncare, să nu trăiască rău. Dacă nu îi ajungeau 2.000, dăteam 3. Că nu era mare lucru din tezaur de la guvern să-i dai $3,000 la unul care contează. Și îi spuneam drum bun. Nu e așa că eram un băiat de treabă? Bineînțeles! Cum să nu fii un băiat de treabă când dai o pensie la unul care n-are nimic? Și nici nu merită pensia, o dai din bunătatea ta. Putea să-i construiască un wheelchair, putea să îi facă o targă, putea să plătească 2 oameni care până când moare omul ăsta să-l poarte cu targa. Nu mai știu ce proiecte să inventez, dar putea să facă o grămadă de lucruri pentru el. Știți ce a făcut David? Nici nu vă vine să credeți. De astăzi înainte ești ca băiatul meu. Vei dormi în casa mea, vei mânca la masa mea, până mori vei fi aici cu mine. E mai mult decât caritate. E mai mult decât binefacere. E puțin dus la extrem. Oamenii extraordinari fac lucruri extraordinare. Oamenii normali fac lucruri normale. Oamenii răi fac lucruri rele. Cum e omul, e și ce face el. David s-a comportat la nivelul lui. Un om deosebit. Un om deosebit. A, v-ați adus aminte de Batșeba? Aveți dreptate. Dar nu doar Batșeba a existat în viața lui David. V-ați adus aminte de soțul ei Urie? Aveți dreptate. Și ăsta a fost un episod urât. Dar David n-a trăit doar un an. David a trăit mulți ani. Și chiar dacă a greșit la un moment dat în viață, David s-a pocăit, s-a ridicat și a continuat să fie ceea ce fusese și înainte de episodul acesta. Pur și simplu, i-a zis la omul ăsta, de astăzi înainte, vei fi ca unul dintre copiii mei. Vei mânca la masa mea, vei locui aici. Palatul ăsta e și palatul tău. De ce? Pentru că vreau să manifest recunoștință față de tatăl tău. Probabil că ați avut prieteni al căror tată a murit. Simțiți ceva pentru fiul lor care nu mai are tată? Vă trece uneori prin cap să vă uitați după el, să-l întrebați de sănătate? Vă trece uneori prin cap să vă gândiți dacă soția lui are ce să mănânce? Dacă i-ați fost prieten, ar trebui să vă treacă. Ce prietenie este aia dacă nu vă trece? David a fost un om de la care trebuie să învățăm nu doar psalmii, ci și excelența recunoștinței, mulțumirii și comportamentului lui. Prea ocupați, prea grăbiți, prea indiferenți. Încă un detaliu pe care vreau să-l menționez.
ca să-l poată primi pe Mefiboset în casa lui, trebuia să ierte neamul lui, că altfel restul vieții lui l-ar fi văzut pe spinul ăsta și și-ar fi adus aminte de bunică-s-o și i-ar fi stricat dispoziția. Și nu trăia David restul vieții supărat în casa lui, măcar acasă să fim liniștiți, dacă nu se poate și în altă parte. David a ales să-l ierte pe Saul, iar când îl vedea pe Mefiboset, pe băiatul ăsta cu handicap, nu-și mai aducea aminte de un Saul care s-a purtat foarte urât cu el, ci și aducea aminte doar de împăratul de dinaintea lui. Își mai aducea aminte doar de socrul lui, tatăl nevestei lui. Nu poți să faci bine dacă nu ierți. Când ierți, poți să faci bine. Când nu ierți, poți să urăști, în cel mai bun caz, să fii indiferent, absent din viața acelui om. Este ziua de mulțumire. Și David s-a gândit să-i mulțumească lui Ionatan prin faptul că și-asumă responsabilitatea pentru copilul lui cu handicap. L-a luat la el acasă. Credeți-mă, mai mult de atât nu putea face. L-a dus în casa lui, a mâncat la masă cu el, alături de copiii lui, avea un copil în plus. Asemenea loialitate este dumnezeiască, este loialitatea unui înger, nu a unui om. Însă uneori oamenii pot deveni niște mici îngeri. Uitați-vă la mirarea nemeritosului. Mirarea nemeritosului. Mefiboset a spus, cine este robul tău? El s-a privit prin prisma felului în care credea că îl privește David. El a crezut că David îl omoară pentru că îl urăște datorită lui bunică său. Și acum îi spune, eu sunt un câine mort, nu te uiți la mine, observați. De ce a pus problema handicapului lui? De ce credeți că a invocat handicapul? Ca să-i moaie inima lui David și să ceară milă. Imaginați-vă că e cineva bătut de un băiat mai mare sau de doi. Acel bătut spune, mă, nu vă uitați la mine că sunt doar un copil, vă puneți mintea cu un copil, nu vă uitați la mine că sunt slab, poate sunt mai mic de vârstă, poate am o problemă cu un picior. Vă puneți mintea cu un amărât? De ce face asta? Să invoce milă, să moaie inima violenților, săracul. A trăit 15 ani cu handicap, toată tinerețea lui de la vârsta de 5 ani în sus, toată adolescența, ba chiar copilăria, și le-a trăit frustrat ca o persoană, se uita la ceilalți băieți, se antrenau să devină ostași viteji, iar el stătea în casă uitându-se pe geam. N-a mers niciodată, n-a făcut niciun pas. Vă dați seama ce frustrat, pentru că inima și mintea era de bărbat. Și acum când îl cheamă împăratul și ăsta vrea să-l omoare și spune, sunt ca un câine mort, îți pui mintea cu mine? Și David spune, da, îmi pun mintea cu tine, dar nu ca să te omor, ci vreau să te ajut, vreau să-ți dau valoare. Vreau să te simți prețuit de cineva în lumea asta. Băieți, poate că nici nu o să mă înțelegeți ce vă spun, dar dacă vedeți o fată care nu-i frumoasă, să nu accentuați lucrul ăsta, că ea știe că nu este. Să nu bat jocoriș, să nu faceți mișto de nicio fată în lumea asta, pentru că Dumnezeul ei o să vă ceară socoteală. Ascultați-mă, să nu cumva să vă permite să faceți asta. Dacă voi ați face asta față de fica mea, atunci eu vin să vorbesc cu voi, dar fica aia, fata aia de care voi râdeți, că nu e, nu știu cum vă place vouă, are un Dumnezeu care o să vină după voi. Nu râdeți de cel care are handicap, care nu strălucește în frumusețe, care n-are un tată bogat, care nu stă într-o casă mare, care conduce o Corolla din 80, nu râdeți de astfel de oameni, nu vă uitați la ei cu ironie, nu vă uitați la ei cu dispreț. Aceste atitudini sunt atitudini josnice, josnice. Dacă vreți să iubiți pe cineva, iubiți pe cel care are cea mai mare nevoie de iubire. Dacă vreți să iubiți pe cineva, iubiți pe cel care nu merită. Iubiți-l pe vrăjmaș și o să-i treacă tensiunea. Iubiți pe oamenii care nu merită, care nu se califică. Pentru că dacă veți face așa, nu va mai trebui să vă luați singur apărarea și nu mai aveți nevoie să
dovediți nimic, pentru că ce ați făcut o să vă ajungă pentru două generații. Mulțumirea este o stare politicoasă și un gest de bunătate pentru un lucru pe care l-ai primit. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat ceva. În schimb, recunoștința este o apreciere înaltă pentru cineva care te-a ajutat. Mulțumirea se îndreaptă înspre ce ți-a dat cineva. Recunoștința se îndreaptă către omul care a făcut acest ceva. Când eu am recunoștință față de el, eu recunosc că este un om bun și în inima mea există admirație față de el. Când eu vreau să-i mulțumesc, mă duc la el și spun: îți mulțumesc că mi-ai dat $10 să-mi cumpăr pâine. Mulțumirea e punctuală. Nu are legătură cu persoana, ci are legătură cu gestul făcut. Recunoștința nu are legătură cu gestul făcut în primul rând, ci are legătură cu persoana care a făcut gestul. Recunoștința nu neapărat se manifestă punctual, mulțumesc pentru că, punct, aici. Nu, ci omul ăla crește în ochii tăi. Recunoști că e special. Asta e diferența dintre mulțumire și recunoștință. Să nu credem că e același lucru. Nu, sunt două cuvinte diferite. Nu sinonime. Mulțumesc, recunosc că am primit ceva. Îți mulțumesc. Asta înseamnă recunosc că mi-ai dat ceva. Recunoștință înseamnă că ești un om special. Și nu-ți mulțumesc pentru ceva anume. Îți mulțumesc pentru cum ești tu de obicei. Recunoștința este o emoție foarte profundă. Te impresionează foarte mult o persoană care pur și simplu a făcut ceva special sau poate așa este el. Mulțumirea constă în cuvinte. Recunoștința constă în atitudine. Ce atitudine ai față de omul față de care ai recunoștință? Se vede că îl admiri. Treci pe lângă el și în suflet plutește impresia aia bună pe care o ai. Nu neapărat îi mulțumești că ți-a dat $10 sau o Biblie. Nu, nu-i ceva anume, ci este el în întreaga lui viață. Mulțumirea este începutul recunoștinței și recunoștința este mulțumirea completă. Oamenii lui Dumnezeu, Ionatan este aici, Saul este aici, Mefiboset este aici, Abishai și toți fiii țeruiei sunt aici. În generația noastră sunt alții care joacă rolurile acestor eroi, pozitivi sau negativi. Înainte să mergem la masă, în ziua recunoștinței să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii din viața noastră care ne-au binecuvântat, care ne-au crescut, care au contribuit la formarea, la instruirea, la educarea noastră. Să mulțumim pentru oamenii care ne-au spus o vorbă bună, să mulțumim pentru suferințele care s-au constituit în niște lecții profunde pentru noi, pentru boli, pentru accidente, pentru anonimat, pentru singurătate, pentru pierderi. Toate acestea au fost niște lecții mai importante decât lecția bucuriei și a succesului. Este timpul să stăm în fața Domnului și să recunoaștem că pentru educarea unui copil e nevoie de un sat. Tot la fel și pentru noi a fost nevoie de un sat. Nu doar mama ne-a educat. Mii de oameni, zeci de mii de oameni, de-a lungul vieții mele de 62 de ani, au contribuit la educația mea, la instruirea mea, la formarea mea ca om. Unii prin răul care mi l-au făcut și unii prin binele care mi l-au făcut. Dar când ești om, înveți și din rău, înveți și din bine. Din rău înveți să nu fii ca el și din bine înveți să limiți. E ziua recunoștinței. Puneți ceva în sufletul dumneavoastră din serviciul divin din această dimineață. Nu vă lăsați câștigați de oamenii răi. Nu vă lăsați câștigați de lucrurile rele. Nu vă lăsați dominați de răzbunare, de ambiție negativă, de repulsie, de dorința să-i dați înapoi ce merită. Nu-i scoateți dintele pentru dintele care vi l-a scos. Nu-i scoateți ochiul pentru că v-a scos ochiul. Îmbătrânim în adunare și trebuie să creștem. Sunt tot felul de accidente în viața noastră care nu ne fac cinste, care probabil sunt foarte urâte, dar aia nu ne caracterizează. A fost o alunecare. La modul general, trebuie să fim niște oameni loiali, niște oameni prietenoși și sfinți.
Niște oameni în viața cărora se vede trecutul care i-a cioplit, i-a modelat, i-a împodobit, i-a înfrumusețat. Aceasta este ziua mulțumirii. Vă rog, aduceți-vă aminte de Mefiboset. Poate e în România. Poate e în închisoare. Poate e la spital. Astăzi, în ziua în care aveți tot ce vă trebuie, sunteți în cea mai bună țară de pe fața pământului. Avem frigiderile pline, pline ochi. Vă rog, aduceți-vă aminte de Mefiboset. Este ziua recunoștinței. Aduceți-vă aminte de cei care v-au făcut bine, nu-i uitați. Poate n-ați fost întotdeauna așa cum sunteți acum, mari și tari. Poate ați fost cândva și mici, niște anonimi care aveau nevoie de ajutor. Poate v-a ajutat cineva cu un sfat, cu un ban. Poate v-a ajutat să vă ridicați, v-a făcut cumva un bine. Vă rog, aduceți-vă aminte. Noi ne place să fim iubiți și căutăm iubirea, dar să știți că nu numai noi avem obiceiul ăsta, toți muritorii manifestați recunoștință față de un om care v-a câștigat admirația și manifestați mulțumire pentru oameni care au făcut punctual anumite bine pentru dumneavoastră sau familiile dumneavoastră. Astăzi ne aducem aminte în primul rând de Domnul. Cine credea în copilărie că o să ajungem unde suntem acum? N-aveam nicio șansă. Însă Dumnezeu a vegheat și a condus drumul vieții să fim unde suntem acum. Uneori vedem foști colegi de-ai noștri sau vecini sau în România care n-au dinți, care sunt desfigurați de alcool, de țigări, de droguri, de aventuri și pur și simplu mila ne invadează sufletul. Probabil că am fi fost ca ei și lângă ei, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă. În ziua mulțumirii, vă rog, aduceți-vă aminte de astfel de lucruri și întoarceți-vă acasă mai hotărât să vă respectați soțul și să vă iubiți soția. Dacă vreți să faceți ceva în lumea asta, faceți acasă. Aici la biserică toți suntem buni, contează imaginea. Asta nu înseamnă neapărat că facem pentru imagine, să nu mă înțelegeți greșit. Dar acasă nu se vede căsușile încuiate și draperiile trase. Vă rog, dacă vreți să schimbați ceva, schimbați acasă. Iubiți-vă nevesta, iubiți-vă nevasta, respectați-vă bărbatul, educați-vă copiii, investiți în ei, scoateți-i la plimbare, la masă, la parc, faceți ceva special pentru ei. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciunea care va urma. Duhul Domnului să ne cerceteze. Amin. Amin.